Doliu în lumea artistică. Este vorba de Vini Buraus. Buraus a murit, înconjurată de familie, potrivit unui necrolog din Playbill. Buraus avea 99 de ani. Talentată actriță, s-a născut în New York în 1928. A debutat pe Broadway în 1950 în producția The Histeriatris. A continuat să apară în numeroase piese de teatru de-a lungul carierei sale, inclusiv The Green Pastures, The Miracle Walker și Arising in the Sun. De asemenea, a apărut în numeroase emisiuni de televiziune și filme, inclusiv The Merv Griffin Show, The Tonight Show și The Bold and The Beautiful. Buraus a fost o activistă vocală pentru drepturile civile și pentru dreptatea socială. A fost implicată în numeroase organizații, inclusiv NACP și Urban League. Cel mai important rol al său a fost cel pe care l-am avut în slujba adevărului și a dreptății, a spus ea într-un interviu. Burau a fost o inspirație pentru mulți oameni, atât pentru cariera sa de succes, cât și pentru angajamentul său pentru dreptate. Moartea ei este o pierdere pentru lumea divertismentului și pentru lumea activismului. Dumnezeu să o odihnească în pace.